Rulo și prietenii săi și-ar dori să aibă acces la un complex sportiv de antrenament, cum există în alte părți, în care să aibă teren de fotbal și teren de tenis. Dar ținutul lor nu are încă un astfel de spațiu. Anul acesta însă șeful ținutului, domnul Bolovan, a strâns bani de la comunitate pentru a construi primul complex sportiv din ținutul distracției. Din păcate pentru Rulo și prietenii săi, domnul Bolovan are alte planuri. El vrea să obțină ceva pentru el și nu este interesat de copii și de comunitate. Domnul Bolovan știe că există două familii care construiesc terenuri de sport, familia verde și familia albastră. Planul lui este ca în loc să le ceară să prezinte o propunere cu cele mai bine dotate terenuri de sport, să aleagă pentru construcție familia care îi va oferi și lui o parte din bani. Zis și făcut! Familia albastră este prima care acceptă propunerea și câștigă astfel contractul pentru construcție. Doar că acum, familia albastră trebuie să-l plătească pe domnul Bolovan și nu mai are la fel de mulți bani pentru teren. În final, un complex este construit, dar este mult mai mic, iar terenul de fotbal și cel de tenis sunt pline de gropi. Bolovan însă și-a primit banii și este mulțumit. Din păcate, nici anul acesta, Rulo și prietenii săi nu se vor bucura de un complex de antrenament ca în celelalte regiuni. Vor continua să joace fotbal sau tenis în curtea școlii. Și asta pentru că domnul Bolovan a avut un comportament corupt. În loc să folosească banii de la comunitate pentru a construi cel mai bun complex sportiv, el s-a folosit de situație pentru a obține un beneficiu personal. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă domnul Bolovan ar fi cerut oferte din partea celor două familii și ar fi ales-o pe cea mai bună, fără să ceară ceva pentru el? Există și alte situații în care comportamentul corupt poate avea un efect negativ,